În ritmul alert al zilei de azi, ce ne mai inspiră să trăim frumos și să ne bucurăm de ceea ce ne înconjoară? Vizitează Palatul Ceseanu Racoviță și descoperă generația artiștilor care scriu istorie. Inspirația lor vine din realitatea noastră a tuturor. Viața de familie, relația de cuplu, munca într-o corporație, sexualitatea, schimbările climatice sau inteligența artificială. Sacralitatea, divinitatea nu lipsesc nici cele din agenda artiștilor contemporani. Gând despre lumină al lui Constantin Rusu reprezintă un astfel de interogare la nivel de subconștient între conceptul de lumină și cel de divinitate. Un sentiment copleșitor, ce decurge din imensitatea universului în care trăim, reiese și din lucrarea Simonei Dimache. Dimensiunile acestei lucrări contrastează în mod voit cu limitele de necuprins ale spațiului celest. Plecând de la tehnica icoanelor pe sticlă, Bambi Tony ne scoate din zona de confort și ne pune să reflectăm asupra ceea ce reprezintă astăzi sexualitatea și virilitatea masculină într-o lume a aparențelor. Într-un alt registru, umoristic, Benny Jackson se inspiră din benzile desenate și universul supereroilor și îl coboară de pe piedestal pe Batman, imaginându-l într-o scenă cotidiană din mega-imajul blocului. Comunitatea se caracterizează prin persoanele care o alcătuiesc și conviețuiesc la oaltă. Și nu de puține ori descoperim anumite stereotipuri, cum ar fi pensionarul nervos și veșnic supărat pe cei mai tineri, baba care ne spionează de la poartă sau după vizorul ușii, sau cocolarul care se afișează în opulență. O lume a tragicomediei ce se reflectă în lucrările lui Sorin Dan Cojocaru și ale lui Dumitru Gorzo. La nivel de subconștient, suntem conectați la ideea de apartenență către un spațiu în care ne simțim confortabil. Acesta poate fi cartierul în care locuim și al cărui iz romantic îl deducem din lucrarea Ralucăi Demetrescu sau cel în care am copilărit și astăzi este profund transformat, precum în lucrarea Ioanei Pior. Un astfel de spațiu alternativ ar putea fi chiar terasa din cartier, pe care o frecventăm în zilele de vară și care este atât de ingenios redată la nivel cromatic de Andrei Tudoran. Azi, când petrecem majoritatea timpului într-un birou corporatist, Lucian Sandu Milea și Chitră vin cu soluții inedite de reorganizare a spațiului pe criterii de funcționalitate. În ultimul rând, societatea contemporană este caracterizată prin obsesia unui stil de viață sănătos. Sau mai bine zis, prin absența acestuia, dacă ar fi să reflectăm la mesajul transmis de Emil Ghiță prin lucrarea din Licitația Curent. Recomandarea noastră pentru o viață sănătoasă este consumul zilnic de artă în doze concentrate. Și nu uita, intră pe www.armar.ro și fii primul care lasă o ofertă pe lotul favorit.